Oh, bună tuturor! Mă aud bine până în... Cum întrebarea aia, mă aud bine până în fund? Da? Ok. O să încep chiar dacă văd că de-abia acum vine multă lume către sală. Mi-am propus să țin o prezentare scurtă de maxim 7 minute pentru a vă oferi următoarele 8 la dispoziție pentru întrebări. Cred că în domeniul nostru, în retargeting, e mult mai interesant ce aveți voi nevoie să știți decât ce vreau eu să vă spun. Prezentarea de astăzi se cheamă... Nu merge ecranul ăsta de aici din față. Mulțumesc, merge. Prezentarea se cheamă All-in-One Marketing. Am încercat să căutăm toate necesitățile de marketing ale unui magazin online și să le aducem într-o singură platformă automată. Nu o să încep să vă spun eu, că sigur știți că producția ca și serviciile din zilele noastre nu mai sunt unele de masă. Nu mai facem un anumit tip de produs sau serviciu pe care îl vindem worldwide la toată lumea nediscriminatoriu. Mergem din ce în ce mai mult către grupe de clienți și este clar că viitorul e la nivel de individ. Vom ajunge să producem, să vindem și să oferim servicii și multe companii deja fac asta la nivel de individ. Ce facem noi la retargeting? Și prezentarea nu e neapărat despre noi, ci despre orice soluție de marketing automation. În primul și în primul rând, colectăm date. Cred că avem cele mai multe date despre clienții magazinelor online pe care îi are cineva la ora actuală în România. Pentru că încercăm să colectăm date din zone pe care dumneavoastră de obicei nu le urmăriți, pe care Google Analytics nu le urmărește. Încercăm să colectăm date care îți determine profile de comportament al utilizatorului. Și întotdeauna, când mă întreabă cineva ce date spectaculoase colectați, spun că unul din cele, acum sunt peste 100 de criterii pe care le înregistrăm în algoritm, este timpul pe care un user îl petrece cu mouse-ul deasupra prețului unui produs și dacă în timp ce stă cu mouse-ul acolo, mai face și alte acțiuni. Selectează prețul, dă click pe preț, chiar dacă nu e un buton acolo. Ăsta este un exemplu de element pe care îl luăm în calcul și pe care nimeni în zona de analytics nu îl urmărește. După ce colectăm datele astea, ne ducem către un modul de AI pe care îl avem în platforma noastră. Nu pot să vă vorbesc foarte mult de AI pentru că nici eu nu mă pricep foarte bine. Colegul care coordonează echipa e un pușt care face 18 ani acum și care e genial. Nu înțeleg nimic din ce îmi spune, dar face o treabă minunată. Și acest modul de inteligență artificială ne ajută să înțelegem fiecare din clienții magazinului online. După ce am înțeles fiecare client, intrăm într-o buclă de 6 pași, foarte simpli. Da? Acești 6 pași funcționează într-un sistem automat pe setările pe care magazinul online le face în platformă și se repetă la nesfârșit, crescând în calitatea optimizării, deci al conversiei, a vânzărilor, cu fiecare iterație pe care o facem. Și o să le luăm pe rând, rapid. Aveți clienți, aveți produse, faceți niște vânzări. Vreți să creșteți vânzările, vreți să atrageți clienți noi, că dacă stați numai cu cei pe care îi aveți, nu o să creșteți foarte repede. Dacă vă duceți în zona de Google și Facebook, da? Și vă duceți către masă, da? Vindem la toată lumea, evident, nu vă zic nimic nou, veți avea o rată de conversie, un cost pe conversie mai mare și ineficient, mai mare decât vă doriți, deci ineficient. Ce facem noi este să identificăm acele profile de utilizatori care sunt cât mai apropiate de fiecare utilizator, fiecare client pe care deja îl aveți. Eu, de exemplu, sunt un client care cumpăr pantofi, mărimea 40, într-un range de preț mediu, nu cumpăr pantofi foarte ieftin, nu cumpăr pantofi de 10.000 de euro bucata, da? Îmi plac anumite culori și așa mai departe. Eu am multe alte tipare comportamentale online pe care inteligența artificială le identifică și poate să determine că Mihai, da? Aici în față, seamănă cu mine. El cumpără pantofi într-o range mediu de preț, poartă 40 la pantof, da? Cumpără tot de 3 ori pe lună în medie și îi place foarte mult maron, ca și mie. Da? Și atunci, retargeting va livra reclamele voastre la pantofi maron, mărimea 40,
preț mediu și multe alte criterii pe care voi vreți să le adăugați în acest algoritm, lui Mihai. Nu le va livra la nimeni din sala asta. Dacă Mihai seamănă cu mine, îi vom livra numai lui Mihai reclama. Și celorlalți care sunt în același tipal comportamental cu mine, cu un individ, nu cu un grup. Evident, rata de click pe care Mihai va avea și conversia vor fi skyrocket, vor fi de, nu știu, să dau eu acum o estimare, de 5 ori, de 10 ori mai mari decât dacă v-aș livra tuturor reclame. Poate și pentru că nu purtați toți 40. Dar dincolo de asta, sunt multe alte lucruri pe care Mihai le are în comun cu mine. Bun. Mihai a venit pe site. Poate nu vrea să cumpere pantofii ăia. Avem toți un site care are ce are? Homepage, categorii, listări de produse. De ce aș lista lui Mihai produse pe care știu că e foarte puțin probabil să le cumpere vreodată? Doar pentru că vreau eu să le pun în homepage, că arată frumos, au reducere, am stocul mare, nu vreau, nu pot să scap de ele, mi-a dat furnizor o ofertă specială și așa mai departe. Retargeting ia acele produse pe care Mihai e foarte probabil să le cumpere, pentru că, unul, le-am cumpărat eu și are o legătură cu mine, o asociere comportamentală. Doi, le-a cumpărat și Florinel, care și el intră într-un grup comportamental similar cu Mihai, ia și de acolo, da? Și așa mai departe, algoritmul caută și îi livrează acele produse pe care nu voi magazinul, ci Mihai le consideră interesante pentru a le cumpăra în final, evident. Să zicem că Mihai nu cumpără nimic, da? Ok, i-am livrat ce trebuie, i-am dat pantofi de care vrea, dar nu cumpără nimic. Și la un moment dat vrea să plece de pe site-ul meu. Algoritmul unui marketing automation tool trebuie să vadă ce îl supără pe Mihai. De ce n-a cumpărat Mihai? Mihai, a fost prea scump. Te-ai supărat că nu-ți livrăm astăzi. N-ai avut mărimea ta potrivită. Motivele sunt, n-ai încredere în magazinul meu, că nu e mag. Tu vrei de la EMAG. Nu știi cine e. Eu sunt un magazin mai mic, n-ai auzit dacă se strică pantofii și eu nu vreau să ți-i schimb. Că na, s-a mai întâmplat așa asta. Și atunci când Mihai vrea să plece din site, merge la un exit. Dă click, iese cu butonul, depinde de tool-ul care folosiți, avem două. Eu vin și dau lui Mihai un mesaj. Pe ecran acolo, așa, celebru pop. Pe vremuri era pop-under, pop-up, acum e de fapt doar un display message. Și spun, în funcție de ce am determinat că îl supără pe Mihai, îi spun, Mihai, dacă îi comanzi astăzi, ți-l livrez mâine până în prânz. Stai liniștit, nu o să dureze două zile. Mihai, dacă îi comanzi în următoarele 3 minute, îți dau 10% reducere, că am văzut că ai problemă cu prețul, erai cu mouse-ul pe acolo pe preț. Mihai, am văzut că te-ai dus și ai citit de 3 ori termeni și condiții, înseamnă că n-ai încredere în mine, în magazinul meu. Îți schimb pantofii, nu 14 zile ca la lege, ți-i schimb 6 luni de acum încolo. Că eu știu că rata mea de schimb în 6 luni nu o să fie una spectaculoasă. Mihai tot nu vrea să cumpere. A zis, gata, ne lăsăm pe gubaș, nu? Retargeting nu se lasă pe gubaș. Dacă Mihai a plecat fără să cumpere, poate n-am nimerit noi bine motivul de achiziție, de neachiziția lui. Avem mailul lui Mihai? Sau avem telefonul lui Mihai? Sau nu avem niciunul, dar avem pe Mihai care a acceptat să primească push notifications. Da? În oricare din cazurile astea, mergem și încercăm să-i spunem lui Mihai. Mihai, totuși, pantofii noștri sunt buni, sunt ieftini, ți-i livrăm mâine, ți-i primim înapoi, este un magazin serios, ia pantofii. Și în sfârșit ajungem la exemplu pozitiv și fericit în care Mihai, ce credeți că a făcut? A cumpărat pantofii. Bun, am stabilit deja că Mihai are asocieri comportamentale cu mine, cu Florinel și cu câțiva oameni din sală. Ce am cumpărat noi după pantofi? Păi eu mi-am luat niște blugi, el și-a luat un microfon, fiecare a cumpărat ceva. E probabil ca și oglinda noastră comportamentală Mihai să vrea produsele alea. Și atunci facem cross-sell, up-sell, cum vreți să-i spuneți. Acesta e și ultimul slide și acest slide vă spune că după ce i-am vândut lui Mihai până la pantofii, i-am dat și curea și microfon și de toate, dacă folosim în mod corect marketingul, marketing automation la nivel individual de persoană, mai trebuie să dialogăm cu Mihai și fără să-i vindem. Nu ne place, nici mie, nici vouă, să fim bombardați numai cu mesaje comerciale de către magazinul de la care cumpărăm. Și atunci,
Există o serie întreagă de triggere pe care le puteți seta voi, pentru că magazinul definește cum vrea să funcționeze, de la îi spune lui Mihai la mulți ani de ziua lui, basic, până la îi spune lui Mihai, n-ai mai fost pe la noi de 6 luni, ne-am gândit să-ți dăm un voucher, mergem către o zonă de cumpărare, da? Până la, și e foarte interesant și eu personal am folosit de multe ori acest trigger, îi spune lui Mihai că produse pe care le-a vizitat, într-un termen mai lung sau mai scurt pe care îl decideți tot voi, în funcție de produs, că una e la flori, alta e la iPhone, da? Viteza de cumpărare e alta, produsele pe care le-a vizitat și nu le-a cumpărat, sau ieftinit. Cine nu vrea să aibă un mesaj care să spună, știi, produsul ăsta care a văzut e mai ieftin astăzi. Modul în care veți comunica cu Mihai este, depinde numai de voi. Este important să aveți acest tool care suplinește omul, că nu puteți să aveți 10.000 de angajați care să dea, urmărească, să dea din taste, și care să vă permită să customizați această comunicare permanentă cu fiecare client al vostru sau vizitator, nu cu niște grupuri pe care le creăm și care sunt mai mult sau mai puțin relevante de la un individ la altul. Mulțumesc frumos, aștept întrebări. Două întrebări, mai are Mugur un minut. Două. Salut Mugur. Spuneai că algoritmul pe care l-ai analizează modul în care se plimbă utilizatorul cu mouse-ul pe site și face tot felul de lucruri interesante. Dar ce se întâmplă cu cei care intră de pe dispozitive mobile, că traficul vine peste jumătate de acolo? Cum lucrează algoritmul în cazul acesta? Foarte bună întrebarea ta, mulțumesc. Acum vreo 2 ani de zile ne-am lovit și noi de problema asta când am descoperit că mai mult de jumate din utilizatorii magazinelor, vizitatorii magazinelor online cu care lucrăm încep să intre din dispozitive mobile mai mult. Nu o să-ți pot da un răspuns detaliat pentru că e face parte din know-how și din secretul de business ce anume urmărim. Pot să spun că am creat aceste module de inteligență artificială care de-abia acum sunt implementate anul ăsta, încet, încet, treptat, și care înlocuiesc algoritmele de genul unde duce mouse-ul și cum mișcă. Pentru că inteligența artificială, spre deosebire de un algoritm, nu are niște criterii și niște punctaje. Ea are iterații după iterații, cu răspunsuri mai mult sau mai puțin valabile, din care învață și creează noi și noi iterații, ajungând din ce în ce, cu cât numerele sunt mai mari, din ce în ce mai aproape de rezultat. Spre fericirea noastră, lucrăm cu peste 100 de milioane de vizite pe lună, pe toți clienții, deci avem date suficient de mari ca AI să dea rezultate din ce în ce mai... Dar separăm rezultatele de mobil de desktop. Cât mai există desktop, că nu mai e mult. Bună ziua, Silviana Marin este numele meu. Aș vrea să știu dacă retargetingul acesta din fiecare moment, al fiecare pas al clientului, nu devine agresiv și dacă aveți un procent al celor care, după ce sunt retargetați, refuză achiziționarea tocmai din cauza acestor pași. Și mai bună întrebare. Noi avem niște limite, la nivel de standard, care blochează magazinul în a agasa. De exemplu, dau un exemplu clasic, dacă îi trimit clientului un mail, un trigger de mail pe orice motiv, nu ar trebui să-i mai trimit altul, chiar dacă face și alte acțiuni, în următoarele 48 de ore, ca să nu-l zăpăcesc. Fiecare magazin în parte poate să spună, la mine nu-s 48, eu vreau doar unul pe săptămână, că clienții mei sunt mai pretențioși. Magazinul poate să spună și eu vreau să trimit în fiecare zi 10 dacă vrea neapărat. Noi o să, customer support-ul o să vadă ca să iei din limitele recomandate și o să-i spună. Băi, o să-ți distrugi baza de clienți, că o să-i zăpăcești. Până la urmă, noi suntem un tool, noi suntem o companie de tehnologie pe care voi o folosiți cum vreți. Dacă magazinul o folosește prost, e alegerea lui. Eu îl las să customizeze orice. Cât de des, la ce oră, unde, cum, nu o să trimiți mail-uri SMS-ul noaptea. Eu, de exemplu, nu recomand să trimiți după ora 8 seara mail-uri SMS-ul sau alte tipuri de trigger invazive. Da. Ultima întrebare. Ce face retargeting în momentul în care Mihai se uită la sneakers pentru el, la o geantă pentru soția lui și la un body pentru copilul abia născut? Să știi că cel mai eficient trigger de display care l-am avut vreodată noi pentru un client a fost cel în care se uita la la un magazin pentru copii de jucării și când vrea să plece, apărea un mesaj care îi spunea: tati, tati, ai uitat jucăriile mele în coș. Asta face.
Dar în principiu, ca să răspund întrebării tale, depinde. Magazinul poate alege dacă vrea să adreseze lui Mihai pe cumpărături primare sau pe cumpărături de tip cadou. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.